Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, întâlnirea cu Dumnezeu, așa cum am văzut, este unul din evenimentele cele mai importante din viața omului. Această întâlnire poate însemna schimbarea vieții tale, nu numai în ceea ce privește calitatea ei, ci și în ceea ce privește destinul ei veșnic. Atunci când intri în prezența lui Dumnezeu, întreaga perspectivă este schimbată. Aceasta era ceea ce propunea Dumnezeu poporului evreu prin construcția cortului întâlnirii. În același timp, poporul trebuia să înțeleagă că sunt anumite condiții pe care omul trebuie să le împlinească pentru a avea acces în prezența lui Dumnezeu. Prin lucrurile care sunt cerute de Dumnezeu pentru echiparea cortului, poporul lui Israel trebuia să înțeleagă că sfințenia lui divină este atât de mare încât ei ar muri dacă s-ar apropia de Dumnezeu în condițiile în care se aflau. De aceea era nevoie de ispășire, de gerfă. Apoi mai era vorba despre mijlocire. În Sfânta Sfintelor, locul prezenței lui Dumnezeu, nu putea intra nimeni, cu excepția Marelui Preot, o dată pe an, atunci când aducea jerfa de ispășire pentru întregul popor. Dragii mei, lucrurile acestea nu au fost desfințate prin venirea Domnului sus în lume. Ele au fost doar împlinite, realizate de acum prin credință și noi intrăm sub incidența acestei jerfe. Domnul Isus a fost atât jerfa pentru păcatele noastre cât și mijlocitorul, marele preot care aduce jerfa în locul nostru. Dragi ascultători, noi toți avem nevoie de acest cort al întâlnirii. Personalitatea noastră, sufletul nostru cere această întâlnire cu Cel ce ne-a creat după chipul și asemănarea sa, Iată de ce, privind la elementele cortului, să încercăm descoperirea minunatului plan pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru întâlnirea cu el. Suntem de această dată la capitolul 26 din Cartea Exod, și în acest capitol continuă prescripțiile pe care Dumnezeu le dă lui Moise pentru construirea cortului întâlnirii. Până acum a fost construit scheletul cortului și au fost prezentate lucrurile care vor fi puse în cort. Acum Dumnezeu le prezintă modul în care va fi învelit cortul. Cortul să-l faci din zece covoare de in subțire răsucit și din materii vopsite în albastru, purpuriu și cărmiziu. Pe el să faci heruvim lucrați cu măiestrie. După cum bine se poate observa și din aceste indicații, Dumnezeu este preocupat de simetrie, frumusețe, artă. Dragii mei, lumea din jurul nostru respectă aceleași principii. Totul este bine măsurat, cântărit încât să funcționeze. În același timp, este atâta frumusețe de jur împrejurul nostru. Toate acestea ne spun ceva despre Dumnezeul nostru. El este nu numai măreț, puternic, dar este și plin de gingășie și dragoste. De asemenea, vedem preocuparea lui Dumnezeu pentru detaliu, cu grijă, el a indicat lui Moise cum trebuie prins fiecare covor, cum trebuie îmbinate toate acestea. Am discutat cu persoane implicate în programe de cercetare din diferite domenii: arhitectură, astronomie. Un lucru pe care toți îl recunoșteau era acela că modul în care este construit acest univers indică existența unei persoane care a proiectat totul cu foarte mare grijă și mare precizie în același timp. Dumnezeu este marele arhitect al acestui univers. El are o dragoste aparte pentru proiectare, pentru lungim, pentru greutăți, pentru dimensiuni. Ne aducem cu siguranță aminte de indicațiile pe care Dumnezeu îi le dă lui noi atunci când construiește corabia. Iată că acum niciun detaliu nu este omis la construirea cortului. Chiar în ceea ce privește noul Ierusalim, orașul celor mântuiți, ne sunt oferite dimensiunile și detaliile arhitecturale. Deci, dragi prieteni, nu oamenii sunt inventatorii arhitecturii. Nu numai noi suntem iubitorii frumosului. Dumnezeu are din plin din toate acestea. De fapt, ca orice bun arhitect, el nu-i de lui moi numai indicații teoretice, ci a fost prezentată chiar o machetă. În câteva rânduri, Dumnezeu îi spune lui Moise să se facă așa cum a văzut pe munte. Deci putem deduce că în timpul petrecut pe munte, Moise a văzut cortul în întregime, construit de Dumnezeu. Vedeți aici, avem un nou element în ceea ce privește persoana Domnului nostru. Pentru mulți, el este o simplă putere care pune lucrurile în mișcare. Iată că Dumnezeu este un executant iscusit al cortului în care se va întâlni cu copiii lui. Dragii mei, avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu iubitor, și un Dumnezeu care se descoperă din dorința de a intra într-o relație cu noi. Să mergem însă mai departe pentru a vedea cum se construiește cortul. Lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți. Toate covoarele să aibă aceeași măsură. 5 din aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie de asemenea prinse împreună. La marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare să faci niște chiotori albastre. Tot așa să faci și la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. La cel din tâi covor să faci 50 de chiotori, iar la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare să faci tot 50 de chiotori. Chiotorile acestea să se potrivească unele cu altele și să vină față în față. Apoi să faci 50 de copci de aur, și cu copcile acestea să prinzi covarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg. Acestea sunt părțile laterale ale cortului. Acum vine și acoperișul. Să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș peste cort. Să faci 11 covoare de acestea. Lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de patru coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Pe cinci din aceste covoare să le legi împreună deosebit și pe celelalte șase deosebit, iar pe al șaselea covor să-l îndoiești în fața cortului. Să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare și 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreună astfel acoperișul cortului, așa încât să alcătuiască un întreg. Fiindcă va mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea din apoi a cortului. Iar ce mai trece din lungimile celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cod parte, și un cod de cealaltă parte peste cele două laturi ale cortului, așa încât să le acopere. Observați, vă rog, ce imagine complet oferă Dumnezeu lui Moise pentru acest proiect. Totul este prezentat cu o uimitoare acuratețe. Dar nu numai forma și dimensiunea este importantă, ci și materialul și culoarea. Se mai face apoi pentru acoperișul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu, și peste ea o învelitoare de piei de vițel de mare. Acum, fiecare din aceste materiale are o anumită semnificație. Din moment ce Dumnezeu este atât de atent cu aceste detalii, este clar că El are un scop, comunică ceva prin acestea. Prima învelitoare era o țesătură îmbinată cu broderii care înfățișa heruvim. Această învelitoare nu atingea pământul și nu putea fi văzută decât din de interior. Era de o deosebită frumusețe. Dragii mei, se întâmplă la fel cu frumusețea Domnului Iisus. Pentru cei care nu sunt în prezența Lui Dumnezeu, frumusețea Lui nu este vizibilă. Pentru cei din afară, Domnul Iisus nu are nimic ieșit din comun. Nu pot vedea măreția Lui. Este nevoie să stai în prezența Lui Dumnezeu să vezi din interior spre afară ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru tine. În psalmul 17, versetul 8, găsim Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. Heruvimii erau brodați pe această învelitoare cu aripile întinse, ca o imagine a ocrotirii pe care Dumnezeu o oferă poporului. Dragii mei, nu există o crotire mai mare ca cea pe care ne oferă Dumnezeul nostru este una din cele mai mari binecuvântări pe care noi le putem avea. Să fim adăpostiți în el. Cea de-a doua învelitoare era făcută din păr de capră și atingea pământul. Ea comunică valoarea jertfei Domnului Isus pentru cei păcătoși. În epistola adresată evreilor, la capitolul 9, versetul 26, autorul spune următoarele cuvinte. Fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Cu alte cuvinte, Domnul Isus a venit să atingă lumea cu harul său odată pentru totdeauna. Jerfa lui este aceea care asigură cadrul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Cea de-a treia învelitoare era făcută din piei de berbec vopsite în roșu. Și aceasta este o referire la jerfa Domnului Isus. Atunci când Dumnezeu privește la noi oamenii, el ne vede prin intermediul sângelui Domnului Isus. În felul acesta, Dumnezeu ne acceptă să intrăm în prezența Lui. Sângele Domnului Isus este garanția iertării noastre. Cea de-a patra învelitoare era confecționată din piei de vițel de mare. Ea era învelitoarea care proteja ceea ce se afla sub ea. Timp de 40 de ani prin deșert, ea a fost cea care s-a împotrivit soarelui și vântului. În același mod, Domnul Isus este protecția noastră. Din punct de vedere al frumuseții, această piele de vițel de mare nu avea atâta frumusețe, dar ea era cea care o crotea frumusețea de sub ea. În Isaia găsim mai multe profeții cu privire la Domnul Isus. Dar în celebrul capitol 53 avem următoarea descriere a Domnului. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că-ți întorceai fața de la el, și noi nici nu l-am băgat în seamă. Poate că, pentru mulți oameni din această lume, Domnul Isus nu prezintă frumusețe. Nu are nimic atrăgător și de aceea nici nu sunt interesați de el. Dar să citim puțin mai departe această descriere. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durările noastre le-a luat asupra lui și ne-am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Vedeți, dragi prieteni, ceea ce nu înțeleg mulți dintre noi? Nu înțelegem că El a purtat în locul nostru povara păcatelor, fără de legile noastre, toată condamnarea noastră. Ne place să beneficiem de iertarea pe care El o dă, să avem viața veșnică, dar în niciun caz să nu fim asociați cu El, să fim numiți copii ai Lui, să trăim ca cei ce sunt ai Lui. Se spune că un tânăr tocmai absolvea facultatea și, ca toți colegii lui, era în febra pregătirilor pentru petrecerea finală, pentru banchetul de absolvire. Și-a făcut un costum nou și-a invitat logodnica, dar era un anumit lucru care nu-i dădea deloc pace. Toți colegii hotărâseră să invită și părinții. În cele din urmă, ei au fost aceia care i-au susținut, care i-au ajutat să-și facă un drum în viață. Era un gest foarte frumos și toată lumea aștepta cu emoții acest eveniment. Numai eroul nostru nu era deloc încântat de acest lucru. Tatălui murise când el era foarte mic. Mama lui fusese aceea care lucrase din greu pentru el, pentru că el să poate învăța și să ajungă acum la absolvirea unei școli. Era mândru de aceasta, numai că era o problemă. Fața mamei lui purta cicatricile unui incendiu și nu avea deloc o înfățișare plăcută. Nu știa cum să facă pentru ca mama lui să nu vină cu el la petrecere. În cele din urmă și-a luat inima în dinți și a spus Mamă, uite, noi avem petrecerea de absolvire. Colegii mei vin cu părinților, dar aș vrea să nu te superi și să înțelegi că prezența ta acolo probabil va face ca ei să nu se simtă bine. Cu fața ta arsă poate că o să strici farmecul petrecerii. Cum vă imaginați, mama a fost adânc rănită de aceste cuvinte, cu lacrimi în ochi, cu durerea în suflet, a înțeles că școala nu-i oferise chiar totul în ceea ce privea sufletul lui. Ea a început să-i povestească atunci ce s-a întâmplat cu fața ei. Când el era foarte mic, ea trebuia să meargă pe câmp, pentru că nu avea cine să muncească pentru ei. Într-o zi, el a rămas acasă dormind și a plecat să lucreze. Pe când era în câmp, a văzut casa arzând. A venit în fugă către casa cuprinsă de flăcări. Vecinii alergau în toate părțile aducând apă. Însă nimeni nu a vrut să intre în casă după copil. Nici măcar nu știau că el este acolo. Atunci a intrat ea după el. La ieșire însă focul se întețise mult mai mult. Ca să-l protejeze pe el, ea i-a acoperit fața cu trupul ei și a trecut prin foc, salvându-l de la moarte. Dar fața ei a fost arsă, a fost cuprinsă de flăcări. A spus ea, nu ți-am spus niciodată lucrul acesta, pentru că nu voiam să te simți vinovat pentru mine. Tânărul a ascultat cu tremurându-se la gândul că o disprețuise pe aceea care îi dăduse de două ori viață, odată prin naștere și odată salvându-l de la o moarte sigură. Am îmbrățișat-o cerându-i iertare pentru mare greșeală pe care o făcuse. Au mers împreună la banchet prezentându-o ca fiind cea mai frumoasă ființă din lume. Și era. Dragii mei, suntem atât de orbi uneori. Nu vedem frumusețea celui ce a luat asupra lui păcatele noastre. El ne-a dat de două ori viață. Odată ne-a creat, și apoi ne-a răscumpărat pentru împărăția lui veșnică. Poate că nu este la fel de atrăgător ca lumea în mijlocul care trăim, dar el este acela care dă viața. Dragi prieteni, întâlnirea cu Dumnezeu are o frumusețe aparte, deosebită. Să nu căutăm strălucirea înșelătoare a unei lumi pierdute, ci frumusețea benefică a prezenței Creatorului nostru. Să ne întoarcem acum la cortul întâlnirii, apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie din lemn de salcâm puse în picioare. Lungimea fiecărui scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărui scândur să fie de un cot și jumătate. Fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta. Așa se face la toate scândurile cortului. Să faci 20 de scânduri pentru cort, înspre latura de miează zi. Sub cele 20 de scânduri, să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură pentru cele două urechi ale ei. Pentru a doua latura cortului, latura de miază noapte, de asemenea, să faci 20 de scânduri. Împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură. Pentru fundul cortului, înspre latura de apus să faci 6 scânduri. Să mai faci două scânduri pentru unghiurile din fundul cortului. Să fie câte două la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. două aceste scânduri care sunt puse în cele două unghiuri să fie la fel. Vor fi astfel opt scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare câte două picioare sub fiecare scândură. Aceasta era structura de rezistență. Era făcută din lemn de salcâm, un lemn foarte rezistent. Să nu uităm că ei mergeau din loc în loc și cortul era mereu asamblat și dezasamblat pentru a fi murtat dintr-o parte în alta. Astfel era prevăzut cu anumite inele prin care se introducea anumite mânere necesare transportului. Să face apoi cinci drugi de lemn de salcâm pentru scândurile unuia din părțile cortului. Cinci drugi pentru scândurile din a doua parte a cortului și cinci drugi pentru scândurile din parte din fundul cortului dinspre apus, drugul de la mijloc să ajungă de la un capăt la celălalt al scândurilor. Să polești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i polești tot cu aur. Așa cum spuneam, dragi prieten, Dumnezeu i-a arătat lui Moise ce trebuie să facă. I-a oferit o machetă a cortului. Iată ce spune Domnul. Cortul să-l faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acum urmează perdelele care vor separa cele trei părți ale cortului. Se face apoi o perdea albastră, purpurie și carmizie și de in subțire răsucit. Să fie lucrate cu măestrie și să aibă pe ea heruvimi. S-o prins de patru stâlpi de salcâm poleiți cu aur. pe aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. Să atârn perdeaua de copcii și în dosul perdelei să vârhi chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul prea sfânt. Aceste perdele separau locul sfânt de curtea cortului, și apoi locul sfânt de locul prea sfânt, de sfânta sfintelor. În fiecare din aceste părți trebuia așezate anumite lucruri. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul prea sfânt. Masa să o pui dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miază zi a cortului. Iar masa s-o pui spre partea de miază noapte Perdea era făcută dintr-un material foarte fin și despărțea Sfânta Sfintelor, locul prea sfânt de locul sfânt. În Sfânta Sfintelor se găsea chivotul mărturiei cu capacul ispășirii, așa cum am auzit. Această perdea vorbește despre umanitatea Domnului Isus. Ea va fi prezentă și în Templu, care se va construi mai târziu nu era dată la o parte decât o singură dată pe an pentru a fi adusă jerfa de ispășire pentru popor. În momentul în care Domnul Isus își dă sufletul pe cruce, perdeau acesta din interiorul templului s-a rupt în două. Semnificația este deosebită. De acum, jerfa era adusă. Omul are acces la Dumnezeu prin Domnul Isus. Cealaltă perdea separa curtea cortului de locul sfânt, acolo unde se afla sfejnicul, masa cu pâinile aduse înaintea Domnului precum și altarul tămâierii. Dragi prieteni, așa cum am văzut până acum, în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra oricum. El este un Dumnezeu sfânt, iar natura noastră păcătoasă nu poate suporta sfințenia Lui. De aceea este nevoie să ne apropiem de Dumnezeu prin persoana Domnului Isus. Este un privilegiu, este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Cine ignoră această jerfă, este consumat el însuși ca o jerfă, ca o ardere de tot. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.